partea a doua, doamnelor și domnilor, a emisiunii Brașoful Tău. Sigur, vom relua una din temele care au apărut, așa zic eu, din neant, cumva, în prima parte a acestei emisiuni. Este vorba de o întâlnire la nivel foarte înalt, care a avut loc săptămâna trecută la București, în legătură cu o situație care s-a creat la noi în județ, s-a creat la Bran. L-am invitat în acest sens pe directorul Muzeului Județean de Istorie, domnul Nicolae Pepene, istoricul Nicolae Pepene, oarecum să deselenească toată această zvonistică care circulă. De altfel, așa ca titlu de presă, ușor înspăimântător, a apărut faptul că Muzeul Național Bran se va închide după 60 de ani de funcționare. Ei, lucrurile nu stau chiar așa și vom afla chiar din cea mai autorizată sursă. Bună ziua și mulțumesc că ați reușit să ajungeți la emisiunea mea. Bună ziua, mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Da, haideți să începem cu începutul. Prima întrebare pe care și-o pun probabil telespectatorii, lucruri pe care poate, știu eu, noi le știm oarecum mai bine. Acest castel, toată zona respectivă, a aparținut familiei regale, a fost un dar al brașovenilor către familia regală. Haideți să începem, să facem și puțină istorie. Sigur, mai cu seamă că putem aborda atât istoria castelului, cât și istoria muzeului. Exact. Că, din păcate, de câțiva ani sunt două istorii paralele. Mm-hmm. Și iată, vedem că mai exact din 2009, sunt șanse dacă retrocedare, sunt foarte mici șanse să avem o intersectare în această privință. Acum, chiar ne apropiem de o aniversare foarte frumoasă a statului român. În 2018 avem un secol de existență din România, ce a fost inițial mare. Și legăm cumva destinul Branului chiar de acest moment, pentru că în timpul războiului castelul Bran a fost donat prima oară de brașoveni ultimului împărat al Imperiului Austro-Ungar, ultimului rege al Ungariei, Carol. Da. Deci exista această intenție a brașovenilor de, cu ghilimele de rigoare, de a scăpa de castel, pentru că și pe atunci administrarea unui castel deja exista această conștiință a respectului față de istorie, față de momentul istoric. Cheltuiala era foarte mare pentru comunitatea brașoveană. După 1918, regina Maria și-a arătat dorința de a avea o reședință în Transilvania, chiar cumva a ales Branul. Au apărut și niște articole în presa românească și, într-un final, pe 1 decembrie 1920, regina Maria a primit donație, unanimitate a votat Consiliul Orășenesc această donație, nu doar pe timpul vieții sale, cum greșit s-a afirmat până acum. Era o donație totală, așa cum regăsim practic în actul de donație, fără niciun fel de discuție că apoi moștenirea castelului de către domnița Ileana, de principesa Ileana, a avut un temei juridic foarte clar. Dar darul a fost dat de brașoveni în semn de omagiu față de contribuția reginei Maria la realizarea României Mari. Da, pentru că aici aș dori să vă întrerup o secundă, facem o mică paranteză, să nu uităm că și anul acesta, cu 2 ani înainte de împlinirea visului România Mare, 2016 este un an special pentru Brașov. Da, sunt 100 de ani de la intrarea României în război și știm bine că aici la Brașov a fost o pagină foarte importantă din istoria campaniei 1916. Într-un fel este cel mai important oraș din Transilvania în care a intrat armata română în 1916. Apoi, pentru prima oară în istoria noastră, avem administrație românească în Brașov și, de asemenea, foarte aproape de Brașov, la Fundata, la Giuvala, a căzut primul ofițer al armatei române, colonelul Gheorghe Poinaru Bordea, și sper eu că o să știm în această vară, mai precis pe la sfârșitul lunii august,
să prețuim pe 27 august, să prețuim acest moment istoric și muzeul județean de istorie, dar... Exact, da, asta vreau să discutăm... O să avem timp puțin mai încolo, când o să fim siguri de amploarea evenimentului, pregătește o surpriză brașovenilor și nu numai, și turiștilor care vor veni în acea perioadă în zona. Revenind la subiectul nostru, deci branul, să știți că nu a fost preluat, cum s-a afirmat, în stare de ruină de către Regina Maria. Nu, branul fusese restaurat la sfârșitul secolului al XIX-lea, undeva pe la 1886 se încheiase restaurarea, doar că nefiind locuit, normal că nu arăta grozav. Bun, Regina l-a preluat, însă de la bun început a avut în vedere să-și amenajeze o reședință personală, apartamente personale, pentru ea, pentru familie, și atunci cu ajutorul arhitectului Carol Liman, cel care a amenajat și pelișorul, castelul a luat cumva o alură mai romantică. Așa, deci arhitectura a fost modificată, nu cât să ia, cum spune și Regina, amprenta medievală, amprenta de fortăreață militară, dar oricum au apărut câteva modificări. Terasa de la etajul 4, un turn a fost construit, adosat intrării, mă rog, sunt câteva intervenții în arhitectură. Dar ce e foarte important și se leagă cu povestea noastră, Regina a colecționat în castel foarte multe lucruri, le-a cumpărat din anticariatele brașovene, de prin satele Țării Bârsei, le-a adus din călătorile sale în țară și în străinătate, o parte erau cadouri, începând de la foarte multe obiecte de artă populară, în special icoane, obiecte de cult, până la, știu eu, alte lucruri legate de necesitățile cotidiene ale reședinței sau lucruri dragi reginei, știm că avea pasiunea asta de a colecționa obiecte de artă. Bun. În 1938 Regina moare, reședința este preluată cu întregul inventar de către domnița Ileana. Apoi, în 1948, Ileana pleacă, ia foarte puține amintiri cu ea, foarte puține lucruri. Majoritatea inventarului rămâne la bran. A fost o perioadă tulbure când foarte mulți au împrumutat cu ghilimele de rigoare. Românești au furat din acest patrimoniu și sunt destui oameni care pot depune mărturie în acest sens. Inclusiv funcționarii ai muzeului au continuat acest obicei nerușinat acest după 1957, dar au rămas pe loc și foarte multe piese din patrimoniul regal. Acum, în 1957 se deschide la bran în castel, doar în castel, un muzeu. Bineînțeles, ideologia din acea perioadă a impus... Deci la 10 ani după plecarea... Da, exact. La 10 ani după plecarea Ilenei de Habsburg. Și... S-au gândit să nu mai facă CAP, așa cum au făcut în multe alte castele din România? Sau depozit de lemne, sau mai știu greu, eu ce era altceva? Foarte greu. A fost, să știți, la sfârșitul secolului XIX, la sediul ocolului Silvic, câțiva ani castelul. Dar în cazul ăsta era clar, el, să știți, că a fost vizitat și până să fie deschis ca muzeu. Veneau grupuri de muncitori, așa, erau trimise prin țară și erau primite se și la bran. Se vadă exploatatorii... Exact. Foarte bine dirijată propagandistii treaba asta. Deci avem vizitarea castelului și în perioada dinainte de a fi declarat muzeu. Oricum, când a fost declarat muzeu, a existat o muncă acolo. A fost un om extraordinar, un om de cultură deosebit al Brașovului, Emil Micu, care a reușit cumva să dea o amprentă istorică frumoasă, chiar dacă era obligat să prezinte ideologia comunistă, lupta de clasă, exploatatorii, iobagii domnului Bran și așa mai departe. Noi cei de o anumită vârstă știm foarte bine despre ce e vorba. Ei, pentru a crea un muzeu de istorie și artă medievală, atât înainte de 1957 cât și după 1957, statul român, cum era pe atunci sfatul popular județean, autoritățile județene fiind cele care administrau castelul, muzeul, deci toate aceste autorități
au investit bani în numele statului român în acest castel. Vreau să vă întreb, când a plecat domnița Ileana, a predat bănuiesc cu inventar? Nu. A fost obligată să-și ia strictul necesar să părăsească reședința. Însă după... Din punct de vedere juridic, cum a reintrat, dacă vreți, în... S-a dat un decret. Nu mai țin minte numărul decretului, nu mi-l amintesc acum. S-a dat un decret prin care toate bunurile familiei regale au trecut în proprietatea statului român. Asta însemna și clădiri și inventarul mobil și bunuri. În cazul Branului s-a întâmplat la fel. Mai mult decât atât, știm clar, există un inventar la Arhivele Statului București, îl știm mulți cercetători, ne-am uitat peste el, un inventar făcut de o comisie numită de noile autorități ale statului. A existat o comisie care a făcut un inventar și la Bran, și la Peleș, și în toate reședințele regale. Deci avem o bază documentară pentru ce a lăsat domnița Ileana. Bun, să ne întoarcem la... Ne întoarcem la faptul că vă spuneam eu că pe lângă investiția făcută de familia regală, există, de fapt, de Regina Maria, pentru că nu se face confuzia asta, nu a fost o reședință a familiei regale, a fost o reședință particulară a Reginei Maria și apoi particulară a domniței Ileana. Avem și această investiție făcută de statul român, chiar piese aduse de pe la alte muzee, pentru a se crea un muzeu de istorie și artă medievală. A rămas pe acest format muzeul până în 1995 aproape, și în perioada de tranziție, ediciană, tot sub această formă exista muzeul, dar cu timpul muzeul s-a dezvoltat, fiind în continuare subordonat autorităților județene, s-a dezvoltat printr-o secție etnografică în aer liber, un muzeu al statului Brănean, un muzeu extrem de valoros, pe nedrept cumva pus în umbră de valoarea castelului. Pentru că acolo avem monumente de artă populară extraordinare, clădiri foarte vechi, case foarte vechi din satele brănene, case care pot concura fără niciun fel de probleme cu alte case valoroase din Muzeul Satului de la București sau Muzeul din Dumbrava Sibiu. Sibiului, da. Deci un muzeu foarte valoros. Muzeul ăsta a conceput undeva prin anii 60, apoi mi se pare că în 1967 a fost inaugurat și dezvoltat, inclusiv pe partea colecționării obiectelor de artă populară, costumelor de artă populară. Această secție fiind dezvoltată în special prin munca etnografului, apoi director al Muzeului Bran, domnul Ioan Praoveanu. Practic, cam dumnealui a fost sufletul acestui muzeu. Mai mult decât atât, în 1987, foarte curios, într-o perioadă destul de drastică, așa, în continuare, din punct de vedere ideologic, apare un muzeu al vămii medievale, care putea fi interpretat oricum. Totuși discutăm de vama țările române și Transilvania, apoi chiar dintre România și Austro-Ungaria. Mă rog, nu știu cum a scăpat cenzurii comuniste această secție, dar în 1987 a fost deschisă, prezenta, într-adevăr, era focusată cumva pe istoria trecătorii Branului, cea mai importantă trecătoare transcarpatică din zona noastră, când zic zona noastră, teritoriul actual al României, și, bineînțeles, pe niște instituții, în special instituția medievală a vămii medievale. Știm bine că vama, la un moment dat, a fost chiar administrată de către orașul Brașov. A fost luată de la regalitatea maghiară și administrată de brașoveni. Bun. Toate aceste trei secții deja compuneau un muzeu complex, un muzeu care era cumva chiar un port drapel al turismului cultural din România. Avea succes muzeul acesta. Între timp apăruse și mitul turistic Dracula, profita și de povestea asta cu Dracula. În sfârșit, ideea este că a atras atenția funcționarilor din Ministerul Culturii și imediat după evenimentele din 1989 au fost făcute demersuri pentru a fi trecut în administrarea Ministerului Culturii, luat Brașovului, județului Brașov, și dus la București ca și administrare. Pentru asta trebuia să fie declarat Muzeul Național, a fost declarat așa, a luat naștere Muzeul Național Bran. Da.
fost o perioadă atunci foarte agitată pentru cultura brașoveană, pentru că atunci și Muzeul Regional Brașov a fost împărțit în trei muzee, Muzeul de Etnografie, Muzeul de Istorie și Muzeul de Artă, în sfârșit. Bun, se merge sub această formulă până la retrocedarea castelului. Atunci dispare o secție, secția castel. Și rămân două secții, vama medievală și etnografie. La această retrocedare, care este, mă rog, firească pentru un stat de drept. Noi în România am avut un drept esențial în orice tranzacție de tipul acesta, e vorba de acel drept de preemțiune pe care nu l-am folosit. Deci puteam inițial să cumpărăm practic acest castel. Acum cred că... Sigur, este tardivă și discuția poate, așa dar... Așa este și pe de altă parte putem să afirmăm treaba asta fără niciun fel de teamă. E clar că am avut foarte mult de pierdut din cauza prostiei, incompetenței multor funcționari, în alte cazuri intereselor. Eu sunt convins că dacă după 90 statul român ar fi făcut o instituție care să urmărească aceste drepturi, cum spunea și dumneavoastră, pe bună dreptate cuvenite unei categorii atacată, distrusă, chinuită, omorâtă de comuniști, cred că ieșeam noi ca și, până la urmă, societatea românească, nu știu cât este de vinovată pentru ce s-a întâmplat. Avem statul, este principalul vinovat. Vedem că statul de multe ori pasează responsabilitatea asta și se diluează, din păcate, și diluează autoritatea. Eu sunt convins că dacă atunci aveam o listă cu fabricile naționalizate, statul român căuta el, nu șmecherii de după, cei care au vânat avocații, care au vânat proprietățile. Ar fi luat listele și ar fi spus, ai avut această fabrică, te despăgubesc cu această sumă. Ai avut această reședință, da, urmașilor domniței Ileana, care nu avea o situație materială formidabilă. Da, te despăgubesc cu $1,200,000. Eu sunt convins că se termina, oamenii își primeau banii, nu erau acești intermediari, acești șacali care au distrus patrimoniul național, care au distrus patrimoniul industrial. Au luat și vedeți ce afaceri au făcut pe banii bugetului României. Deci această situație tulbure a provocat foarte multe lovituri României pe termen lung. Vor plăti, sunt convins, aceste datorii nepoții noștri. E clar că lucrurile sunt foarte grave și Branu este un exemplu bine ales de dumneavoastră. Da, la Bran, dacă statul român își exercita dreptul și aplica legislația folosită în alte țări comuniste, foste comuniste, lucrurile erau simple. Se plăteau despăgubire, castelul rămânea administrat de statul român. De ce nu s-a vrut asta? Poate sunt instituții ale statului care deja știu lucrul ăsta și ar fi bine să acționeze. Dacă nu știu, foarte grav, înseamnă că foarte greu o să mai apărăm vreodată interesul statului român în cazul patrimoniului de la Bran. Pentru că eu sunt convins că dacă există o zonă tulbure, o zonă neagră, nu cred că este legată de familia regală, cred că firele duc în altă parte. Acum, astea sunt speculații. Ce vedem noi? Vedem că în castel nu avem deocamdată un muzeu, da? Există acolo un efort din partea administrației private de a nu lăsa camerele goale. Și sunt câteva piese frumoase aduse din colecția familiei de Habsburg. Lucruri care au aparținut domniței Ileana. Să sunt mult prea puține pentru mărimea castelului. Nu am văzut un discurs muzeal până acum. Nu a existat o echipă care să facă un muzeu acolo. Poate nici nu a existat în planul de management de acolo o prioritate în sensul ăsta, poate oricum castelul este profitabil și prin această, cum să vă spun eu, zonă destul de ambiguă între castelul Dracula, castelul Reginei Maria, mai mult de castelul medieval. Este, să zic, educație și istorie. În proprietate privată este problema proprietarilor. Problema statului român trebuie să fie îndreptată înspre protejarea monumentului istoric. Pentru că, indiferent dacă este privat sau public, acel monument istoric trebuie apărat de statul român dacă proprietarul nu își îndeplinește
sarcinile potrivit obligațiilor de folosință ale monumentului. Acum, revenind la istoria muzeului, că ne oprisem cu istoria la momentul retrocedării. Da. În acel moment, mod curios pentru mine, să știți, totuși, cei care au preluat castelul nu au insistat pentru preluarea patrimoniului din castel. Uh-huh. A fost mult mai interesat să recupereze și clădirile vămii medievale, uh-huh. aceste clădiri, oficiu vamal, mă rog, carantina, ce a fost pe acolo, oficiu de contumacie, toate astea au fost folosite și de Regina Maria ca și clădiri administrative. Ileana, în timpul războiului, chiar a locuit acolo uh-huh. cu copiii, uh-huh. pentru că nu se putea locui în castel. Regina nu venea decât vara la Bran. Domnița Ileana a fost obligată să locuiască și iarna în castel și era greu să stai cu copiii acolo. Au amenajat niște încăperi la pole castelului în aceste clădiri ale fostei vămi. Și după retrocedare, înțeleg că în scurt timp s-a obținut dreptul de proprietate și asupra vămii. S-a păstrat acolo secția, schimbată radical, pentru că bunurile aduse din castel, piesele muzeale, au fost înghesuite și s-a încercat constituirea unei expoziții. Poate ar fi bine să spunem telespectatorilor că e vorba de aproape 10.000 de piese. Da, însă o parte au fost păstrate în depozit, nu au fost expuse toate, uh-huh. dar oricum, să știți, condițiile de microclimat au fost respectate acolo. Uh-huh. Piesele, din câte înțeleg eu, sunt în regulă, sunt într-o stare de conservare bună. Și problema însă a fost că statul, Ministerul Culturii, prin Muzeul Național Bran, a fost obligat să plătească chirie pentru aceste spații. Deci n-a existat niciun fel de deschidere din partea proprietarului în a face un parteneriat prin care să fie pus în valoare acest patrimoniu. Apoi avem Muzeul Satului, care, așa cum vă spuneam, a fost cumva uitat, nebăgat în seamă, chiar la un moment dat, sau chiar în acest moment, asaltat de lăcomia și prostia celor care au făcut acel bâlci de la intrarea din castel. Acele târg de chiciuri, da. Nu numai asta, dar construcțiile doar nu s-au urcat peste clădirile din Muzeul Satului, s-au extins nepermis de mult, fără niciun fel de regulă urbanistică acolo. Primăria Bran, oricum, știm că a avut o prestație penibilă spre o zonă foarte dubioasă. N-a existat acolo niciun fel de intenție în a face ordine, în a proteja interesele culturale ale Branului. Uh-huh. Și mai mult decât atât, la un moment dat a izbunit și un proces foarte urât între administrația Muzeului Național Bran, uh-huh. deci nu se confunda cu administrația Castelului Bran, administrația privată, și primăria Bran pentru parcare. Deci eu n-am auzit până acum, când Ministerul Culturii s-a declarat pentru împrăștierea patrimoniului prin țară și închiderea Muzeului Național Bran, eu n-am auzit, să știți, de vreo dispută legată de ce se întâmplă cu muzeul, ce se întâmplă cu Muzeul Statului, ce se întâmplă cu patrimoniul. Foarte multă lume din Bran, din nefericire, a fost preocupată mai mult cine administrează parcarea. Înțeleg că procesul a fost câștigat de Muzeul Național Bran și primăria Bran este obligată să plătească aproape, sau mă rog, în jur de 1 milion de euro, uh-huh. bani din urmă, încasați uh-huh. pe chirii. Uh-huh. Acolo sunt convins că o să fie un circ întreg, dar mai vedem. Ce vă pot spune este că atât noi, cei care suntem implicați în preluarea patrimoniului de la Bran, cât și Consiliul Județean Brașov, deci dinspre Consiliul Județean Brașov s-a arătat foarte deschis și lucrul ăsta a fost scris și semnat la întâlnirea cu domnul ministru Alexandrescu. Nu există intenția Consiliului Județean Brașov de a prelua parcarea administrare. Mm-hmm. Până la urmă este corect și normal banii din aceste chirii să se ducă la administrația publică locală, la primărie, să beneficieze comunitatea brăneană de acești bani, însă să beneficieze cu adevărat, adică să regăsim acești bani în școlile din Bran, în activitățile culturale din Bran, în primăria care nu prea mai există în Bran. Da. Sunt multe de făcut în Bran. Da, asta este. Deci Muzeul Satului a avut și el problema asta, a fost cumva uitat. Totul dintr-o dată a intrat pe repede înainte, după venirea noului ministru, care înțeleg că a luat la rând toate muzeele naționale, împreună cu consilierii săi, împreună cu secretarii de stat, și a venit și rândul Branului.
decizia pe care ne-a comunicat-o domnul ministru a fost că vrea să închidă Muzeul Național Bran. Clar, nu mai dorește să plătească chirie. Și atunci a chemat toate părțile la minister. Oricum, Consiliul Județean, făcând presiuni în a proteja cumva interesul patrimonial al județului, și ne-a chemat pe toți acolo la București, la minister, să alegem cele mai bune soluții. Noi am primit... Ați fost dumneavoastră, directorul Muzeului Județean de Istorie, a fost doamna Ligia Foga, directoarea Muzeului de etnografie. Și din partea Consiliului Județean, administrația, a fost domnul Adrian Gabor. Domnul vicepreședinte Adrian Gabor, care, de fapt, a fost și foarte incisiv în a impune punctul de vedere al Consiliului Județean, în sensul că a făcut demersurile și cred că i-a dat într-un fel și ideea ministrului de a chema pe toată lumea la o masă rotundă. A cerut urgent o audiență, o întâlnire cu ministrul, în a discuta propunerile noastre. Și în a sublinia faptul că există intenția Consiliului Județean de a prelua această răspundere a patrimoniului de la Bran. A mers la minister, repet, acolo erau și reprezentanții primăriei Bran, erau și colegii de la Făgăraș care... Da, asta vreau să vă întreb, mai erau și colegii de la Făgăraș și o să vedem și de ce. Că poate lumea se întreabă, bun, stai puțin, ce are Făgărașul cu Branul? Da, în unele momente și noi ne-am întrebat același lucru, da. Contează mai puțin ce ne întrebăm la un moment dat, contează finalitatea. Și dacă finalitatea e bună, dacă finalitatea e bună, atunci cădem de comun acord și lăsăm multe la o parte. Da. Deci ei erau, bineînțeles, oamenii ministrului și actualul director de la Muzeul Național Bran, domnul Narcis Dorin Ioan. Bun, ce să vă spun, au agreat propunerea Consiliului Județean, cei din Ministerul Culturii, și noi am agreat propunerea domnului ministru de a face o ultimă încercare de a salva cumva această amprentă regală a Branului. Pentru că dincolo de istoria pe care nimeni nu poate să o șteargă, dincolo de faptul că sunt convins că în Castelul Bran se spune de faptul și se dezvoltă acest subiect, că acolo am avut o reședință regală. Dincolo de asta, este păcat că patrimoniul regal a plecat din castel și că acum trebuie să plece și din Bran. Și domnul ministru ne-a propus și cu toții am semnat, am fost de acord, să fac o ultimă încercare față de administrația privată a Branului, a Castelului Bran, într-un fel față de moștenitorii domniței Ileana, copiii domniței Ileana, nepoții reginei Maria, de a duce, de a lăsa încomodat, deci nu în proprietate, nu de a le dona, deci de a le lăsa încomodat pe o perioadă determinată, să lăsăm acele piese reprezentative pentru o expoziție dedicată reginei Maria în castel. Bineînțeles cu obligația administrației private de a asigura condițiile de conservare, chiar să plătească, dacă e nevoie, restaurarea anumitor piese și oricum să aibă un personal specializat, conservare, restaurare, muzeografie. Și apoi, bineînțeles, și condițiile de siguranță, de securitate pentru piese. Nu știu până unde a ajuns această corespondență între Ministerul Culturii și Castelul Bran. Probabil că o să aflăm în curând. Dacă vor refuza și această parte din patrimoniul regal, decizia luată la întâlnirea cu ministru este ca patrimoniul regal să fie adus la Brașov. De asemenea, lucrul ăsta a fost ușor de stabilit. Investiția făcută de statul român în patrimoniul Castelului Bran după 1957, îndeosebi acolo sunt multe obiecte, vă spuneam, de artă medievală, arme medievale. Astea, iarăși, ajung la Muzeul Județean de Istorie Brașov. Propunerea mea a fost, pentru că eu în continuare, poate am doza mea de naivitate, dar în primul rând, nu știu cât de naivitate, cât de subiectivism. Deci, eu consider un lucru greu de acceptat și e un moment foarte trist pentru istoria muzeilor din România, desfințarea acestui muzeu. Vă întrerup, îmi pare foarte rău, investiți foarte mult sentiment.
Da, da, și eu sper pe și viitor eu, să sentimentele astea să se adauge unor proiecte. În propriul dumneavoastră trecut și să-mi spuneți și de ce. Păi, în primul rând pentru că sunt născut în Moiciu de Sus la câțiva kilometri de castel, deci acolo am originile, m-am format în această meserie. Acolo a fost primul meu loc de muncă, am fost muzeograf în perioada 1995-2000. Pot să spun că am crescut cumva cu pasiunea pentru istorie, privind și către Castelul Bran. Așa, primul meu studiu istoric a fost scris despre Castelul Bran și apoi tot Castelul Bran este cel care a făcut legătura între meseria mea și poate cea mai importantă temă de cercetare istorică pe care am avut-o până acum, Regina Maria. Da. Și, într-adevăr, lucrurile astea, iar acum în calitate de manager cultural, de asemenea, cred că am răspunderea morală, fiind angajatul Consiliului Județean Brașov, să apăr interesele județului Brașov în privința patrimoniului atât mobil cât și imobil. Și o faceți cu vârf și îndesat, numai să aduc aminte, reamintesc telespectatorilor eforturile făcute de dumneavoastră, de administrația din Râșnov pentru cetatea Râșnov. Păi, lucru acum, știți, absolut extraordinar. Da, deci, vă mulțumim. Acum știți aici, cred comunitatea râșnoveană are, vă mulțumim. Și eu lor, pentru că mi-au dat șansa să pun în practică proiectul de management pe care l-am gândit. Fără sprijinul lor n-aveam cum să merg mai departe. Și cred că iarăși un lucru foarte important pentru multe comunități, nu numai din județul Brașov. Cred că putem compara între ce s-a întâmplat în ultimii ani la Bran și în alte localități care au avut tezaure de genul Muzeul Bran sau Castelul Bran și ce s-a întâmplat la Râșnov, unde primăria s-a bătut pentru fiecare clădire să o recupereze. Unele le-a recuperat pe calea instanței, cum a fost cazul cetății, altele le-a recuperat plătind acele despăgubiri, n-a stat cu mâna întinsă către Guvernul României, s-a zbătut să obțină fonduri cu bani locali, deci a existat acest interes, această luptă pentru patrimoniu, pentru că până la urmă un primar și o primărie, lucrurile astea rămân după această instituție și după acest om, da? Patrimoniu public. Da. Zestrea comunității. Cu ce rămâne comunitatea după un mandat? Dincolo de lucrurile care într-un fel țin de normalitate, drumuri, apă, canal. Cu ce rămân? Rămân cu niște monumente restaurate? Rămân oamenii care au și sper că nimeni nu mă interpretează ca și face campanie electorală pentru cineva, pentru că sunt niște fapte. Da? Rămân comunitățile cu școli noi, rămân cu dotarea acestor școli la nivel european, rămân cu un alt, altă obișnuință de consum cultural, rămân cu prestigiu, lucrurile astea contează. Ori la Bran lucrurile au luat-o rău de tot în jos, și la câțiva kilometri lângă, eu zic că Râșnovul poate să fie o sursă de inspirație pentru cei care vor prelua destinele Branului, pentru că revenind la speranța mea, să știți că nu discutăm de o investiție majoră în Bran pentru a crea un muzeu, să faci o clădire care să adăpostească patrimoniul pe care noi o să-l aducem la Brașov, nu este o investiție foarte mare, sunt fonduri europene pentru ceva, trebuie să existe doar voință, seriozitate. Asta trebuie să existe. Și oricând, de asta am și ales această formulă, tot acest patrimoniu va rămâne într-o singură colecție unitară, colecția Bran, așa va fi păstrată, și atunci va fi foarte ușor dacă la Bran se face ceva, această colecție să fie mutată acolo. Cine știe, putem avea surpriza, poate într-o perioadă mai mult sau mai puțin îndepărtată, să asistăm la o cedare a Castelului Bran statului român. Da. Am mai văzut scenarii de genul ăsta. Și atunci totul se poate întoarce la loc. Unde sunt foarte optimist? Sunt optimist în privința secției de etnografie, pentru că știm bine, avem o echipă foarte bună la Muzeul de Etnografie din Brașov și lucrurile se văd în expozițiile făcute acolo, în expozițiile permanente, în expozițiile temporare. Doamna Ligia Fulga are suficientă experiență încât să gestioneze toată această relansare cumva culturală a Muzeului Satului.
În rest, Muzeul Vămii Medievale cred că nu va mai exista prea curând, pentru că înțeleg că în acele clădiri nu se urmărește amenajarea vreunui muzeu privat, ci vor lua tot destinații turistice, administrative, spațiile. Da, da, da. Iertați-mă, spuneți-mi cum vi s-a părut echipa ministrului Alexandrescu? Nu pot să dau un verdict așa doar după prima întâlnire. Nu neapărat un verdict. Cum i-a simțit? Cooperanți? Să știți că mi-a plăcut foarte mult modul exact, foarte calculat și foarte constructiv cumva al ministrului, modul de lucru. Înțeles. Adică, până la urmă, urmei despre ce discutăm. Povestea asta cu Branul, de asta vă spuneam, poate pentru unii așa peste noapte a devenit nouă. Povestea este foarte veche. Mm-hmm. Lucrurile se știau prin minister. Că se plătește o chirie, că da, trebuie la un moment dat să plecăm de acolo. Ori ministru, doar de câteva luni de zile, a venit și a spus trebuie să luăm niște decizii, nu le mai amânăm. Hai să vedem care sunt cele mai bune. Simplu fapt că a chemat toate părțile acolo, simplu fapt că a ales soluțiile cele mai importante pentru patrimoniu, nu pentru interesele cuiva. Bine, i-am și ușurat noi puțin destinul, pentru că atâta timp cât, repet, Consiliul Județean, prin vicepreședintele Adrian Gabor, a spus clar că este cedată, că acolo era un măr al discordiei, această parcare primăriei, multe lucruri s-au luminat brusc, după care, iarăși, au fost niște întrebări punctuale și pentru oamenii care nu au experiență, n-au condus, nu știu, poate au condus doar mașina. La un moment dat cineva a exprimat acolo o părere că se poate peste noapte face un muzeu, un brand, că primăria face așa ceva. Și în momentul în care i s-a pus întrebarea, bine, acum sunt 15 miliarde de lei vechi, costă întreținerea brandului, mai precis fondul de salarii, plus apoi alte lucrări, cheltuieli curente. Are banii ăștia primăria brand, dincolo de investiția foarte mare în amenajarea unui muzeu. Răspunsul a fost, păi poate ne ajută Consiliul Județean, poate ne ajută ministerul. Păi despre ce Dumnezeu discutăm acum? Hai să punem lucrurile la modul foarte serios și să nu ne lansăm în tot felul de povești. Oamenilor, chiar dacă le servim poveștile astea, mulți politicieni încearcă treaba asta, oamenii s-au săturat, văd lucrurile concrete. Deocamdată văd un lucru, și eu și dumneavoastră și alții ca noi, care nu suntem implicați în actul administrativ și în actul politic de la Bran sau din Ministerul Culturii. Vedem că s-a ajuns într-un punct grav. Se desfințează un muzeu național. Și trebuie să ne punem întrebarea, să facem puțină istorie de ce s-a ajuns aici. Să învățăm ceva din asta și să încercăm să găsim, repet, punți de legătură către viitor. Pentru că Branul trebuie să aibă un muzeu. Mai devreme sau mai târziu, acolo, sunt convins că se va face un muzeu. Că o să fie în castel, nu știu. Dar oriunde ar fi, dacă noi știm, apropo de Făgăraș, să punem în valoare această temă istorică formidabilă, Regina Maria. Gândiți-vă, este ultima romantică a Europei. Este eroul primului război mondial alături de regele Albert al Franței. Deci este printre puținele personalități istorice din istoria României cu valoare europeană și cu valoare universală. Ori noi nu avem un muzeu dedicat Reginei Maria. Un astfel de muzeu făcut la Bran ar salva tot acest patrimoniu și ar crea încă un punct de atractivitate pentru turiștii care ajung acolo. Și ține lucrul ăsta de identitatea Branului. Identitatea Branului nu trebuie să o afirmăm pe la întâlniri și pe la chefuri când ne vine bine, când dă bine. Identitatea Branului înseamnă acțiuni culturale. Ori, din păcate, lucrul ăsta trebuie scos în prim plan. Nu a existat, eu n-am văzut, vreun interes din partea factorilor locali în a scoate în evidență istoria regală, în istoria Reginei Maria. Nu prin vorbe scoți în evidență, ci prin fapte, prin proiecte. Câte proiecte culturale s-au desfășurat pe tema asta? În afară de cele făcute de deja aproape desfințatul Muzeul Național Bran, în rest eu n-am văzut pe acolo, inclusiv din partea administrației private, lucrurile nu se prea leagă pe acest subiect. Văd că există mult mai mult interes pentru subiectul Dracula. În regulă. Asta, mă rog, este și asta un subiect, da. Este și este ceva profitabil, da, eu repet, mă încăpățenesc să cred... Nu prea are legătură cu identitatea noastră națională, exact, da, mă rog. Și mă încăpățenesc să cred că
Regina Maria poate să fie un subiect inclusiv care să aibă valoarea turismului cultural, care văd că îi interesează pe toată lumea. Îmi pare rău că nu am apucat să discutăm despre proiectele pe care le aveți pentru această vară, Muzeul Județean de Istorie Brașov. Îi avem pe telespectatori alături de noi, fac o promisiune în numele dumneavoastră că ne vom reîntâlni cât de curând. Cu mare drag, pentru că e și interesul nostru să popularizăm această agendă culturală și sper eu, începând de la anul, dacă se va ajunge la acest deznodământ, că eu până nu o să văd semnarea unui inventar, deocamdată avem doar un document semnat la minister, toate părțile. Dar eu promit că începând din momentul preluării acestui patrimoniu, împreună cu colegi de la Făgăraș, de unde ori fi, cine are intenția de a itinera o astfel de expoziție, noi vom valoriza acest patrimoniu primit de la Bran. Nu o să fie aruncat în depozite, o să avem expoziții, cel puțin o expoziție anuală care va pune în valoare acest patrimoniu și va aborda clar o temă care, da, mi este foarte dragă și până la urmă este, nu doar atât, este foarte legată de istoria Brașovului, și anume moștenirea regală și, în primul rând, moștenirea Reginei Maria. Mulțumesc mult pentru prezentarea emisiunii. Sunt convins că telespectatorii sunt mai mult decât satisfăcuți de informațiile pe care ni le-ați oferit legate de această problemă. Să sperăm că până la urmă se va găsi o cale bună pentru a rezolva și problema Muzeului Național Bran. Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Brașovul Tău, vă dau întâlnire pe săptămâna viitoare la o nouă ediție. La revedere!